Dragi prieteni, bun găsit la Radio Vocea Speranței. Astăzi, într-un nou interviu, discutăm despre eficiența energetică în casele noastre. De aia, alături de noi sunt Silviu Răcilă, membru fondator Asociația Obștească Renașterea Rurală și Cătălina Molodoi, director dezvoltarea Asociației Jurnaliștilor de Mediu. Bine ați venit la noi! Bine Recent, pe rețelele de socializare a devenit viral un personaj atât de îndrăgit, Neaprofir, care ne explică de ce este important să economisim energia electrică. Aceste video sunt realizate în cadrul campaniei Ecologic-Economic. Vreau să ne spuneți, totuși, care este scopul acestei campanii. Campania, în primul rând, este creată de mai multe organizații de mediu. E vorba de niște subiecte pentru care luptăm de mai mulți ani. Cum au spus și colegii noștri de la Renașterea Rurală, să dea cu bolovani noi, dar ne bucurăm că a venit această criză, pentru că, în sfârșit, oamenii au început și să ne audă. Deci, a, a face economie, acest lucru se face nu doar pentru, pentru facturi, dar este și în beneficiul mediului. Și, în sfârșit, pentru noi este o oportunitate să vorbim despre uh, eficiența energetică, astfel încât oamenii să fie și interesați să audă acest subiect. Și uite că am deschis această pagină, care credem că o să fie utilă mulți ani înainte. Aici păsăm doar informație utilă, deci absolut nimic uh, uh, în plus oamenii să știe să aibă, nu știu, tutoriale video despre cum se reglează un geam la regimul de vară, la regimul de iarnă, cum se eficientizează energia termică în casă punând un panou reflectorizant după calorifer, de exemplu, și, și care sunt avantajele. Deci este o pagină doar cu recomandări practice, inclusiv am am venit cu ideea să facem aceste spoturi la fel interesante pentru ca oamenilor să le fie și interesant. Deci să, să nu vin aici doar pentru o informare din asta academică științifică, pentru că astfel de informații putem găsi peste tot. De fapt, aș vrea să fac o precizare. Spre deosebire de sursele pe care le caută oamenii în internet, această pagină este creată totuși de specialiști în domeniu. Deci este o sursă credibilă o sursă verificată. Deci, înainte să, să producem aceste informații, apelăm totuși la colegii noștri din domeniu, din domeniul eficienței energetice, care validează sau, sau introduc anumite redactări pentru ca informația să fie corectă. Așa, și această noțiune de eficiență energetică, poate pentru mulți încă nu este un termen tocmai cunoscut, de aia vreau să facem un pic de claritate. <coughs> Eficiența energetică prevede Introducerea anumitor măsuri, astfel încât confortul dumneavoastră să nu suferi. Deci, eficiența energetică, constant faptul că toate măsurile care le facem ne aduce anumite economii, Lasă ele să fie financiare, beneficii ecologice și economice, da? dar în același timp, confortul pe care l-am avut eu nu este în detrimentul confortului meu. Confortul se păstrează. Deci, dacă eu eu tot timpul dau exemplu ăsta cu bolerul, da? Dacă eu dimineața bolerul electric trebuie să-l scot din priză când plec de acasă și când vin acasă să-l pun în priză știind că trebuie să aștept acele o oră, două până și să încălzăște apa, asta este un disconfort și atunci asta nu este eficiență energetică, asta este o economie, da? Pentru că eu chipzuiesc. Economia în genere este o modalitate de a cheltui chipzuit anumite, anumite surse. Din aceste motive, eficiența energetică înseamnă atunci când tu întreprinzi niște măsuri. Confortul se păstrează, dar în același timp tu ai anumite economii. Și ele uh, îți permit după asta, aceste economii îți permit ca tu cumva să întreprinzi să faci alte măsuri, nu știu. În cazul dat, pe noi mai mult interesează dată creșterea facturilor, e, să păstrăm banii în, în, în bugetele noastre, dar ar fi așa. Așa este. Da, într-adevăr, oamenii acum au panicat, gândindu-se că o să le fie tăiate din anumite privilegii, da, să privesc mai mult televizorul sau să uh, împun eu căldura la, ca la care grade vreau, dar, de fapt, uh, nu este atât de strașnic să fim eficienți energetic. Uh, înainte de asta, totuși, ar fi bine să cunoaștem care sunt greșelile pe care le facem și, astfel, uh, noi cumva lăsăm să se scurgă banii din portofelul nostru, dar plus la asta mai este și o altă urmare de uneam Care sunt aceste probleme a, cu care se confruntă moldovenii la, în domeniul eficienței energetice? Cei ce cunosc moldovenii, asta că să ai eficiență energetică, trebuie să termoizolezi părinții și acoperișul. De fapt, într-adevăr, acolo sunt și cele mai mari pierderi. Însă realitatea este alta că uneori... Aceste lucrări sunt foarte scumpe și uneori sunt alte măsuri, mai ieftine, care pot să aduc pic cu pic, da? picătură cu picătură, să aduc acele economii care îți va permite după asta să termoizolați aceeași period, sau să faci anumite lucrări la, la acoperiș. În aceste motive, acea, acea, această pagină care am creat-o noi, scopul ei de bază este oamenii să vadă ce alte lucrări ar putea să le facă uitați, un singur bec LED automat vă micșorează facturile de 8, 9 și chiar 10 ori, da? adică la consumul de energie electrică. Aceste reflectorizante ridic confortul termic în, cam, în cadrul unei încăperi cu un grad, unii și două, în ce fel de părere avem. Pe lângă tete micșorează consumul de gază în jur la 4%. Adică, uitați cât câte obținem beneficii. Și asta sunt niște cheltuieli minime. Un bec astăzi -i nu știu, cu un 20-30 de lei, această folie să o pui în spate, cam pentru un de calorifer o să fie așa la fel, un 20-30 de lei. Deci sunt niște uh, cheltuieli mici, dar aduc, de fapt, o, o foarte mare, un foarte mare avantaj în bugetul familiilor. Da, și geamurile, apropo, da. pe geam tot iese foarte mult căldură și intră mult frig și chiar dacă geamurile sunt, mai ales dacă geamurile sunt din lemn și atunci este foarte important să le izolăm, iar dacă avem termopane, foarte puțin dintre noi știm că ele se reglează la regimul de iarnă și se face lucrul acesta ușor, nu e nevoie să chemăm specialiști, fiecare dintre noi, eu personal singur acasă, mi-am reglat mi regulat geamul la regimul de, de iarnă și diferența se simte semnificativ. Pentru că mama cumva a spus, ei, de voastre. Da, deci n-a crezut că, că asta într-adevăr este eficient și funcționează și atunci eu am, -am arătat experimentul pe care l-am văzut tot de la colegii de la renașterea rurală cu hârtia A4. I-am arătat cum da, pui o hârtie A4, închizi geamul cu, cu hârtia interior și vezi că, nu că hârtia se scoate foarte simplu dacă este la regimul de vară. Deci pur și simplu zboară de acolo. Atunci când reglezi geamul la regimul de iarnă, hârtia începe să se trebuie să depui un efort ca să o scoți din, din geam. Deci se simte foarte bine diferența și înțelegi foarte clar că ai reglat geamul și este trecut la regimul de iarnă și că în acest mod nu intră frigul în casă. Dar este important la vară să întoarcem înapoi la regimul de vară, pentru că totuși e vorba de circulația aerului, da, deci aici specialiștii știu mai multe decât mine să mai bine să vorbească <coughs> tot, despre asta. Tot, tot, în direcția respectivă sunt și această garnitură care poate fi simplu schimbată dacă ea se zăză cu timp. Tot aici sunt capuri termostat care pot fi la caloriferi. Deci sunt o mulțime de alte măsuri noastre pe care putem încă și mai alimentar o să ne ducem. Nu numai decât să încălzăm un ceainic de plin cu apă pentru a bea ceai sau cafea, adică de ajuns să punem acea cantitate care avem nevoie. Deci iarăși economie și din a, a, practică s-a demonstrat că în jur la 30% poți economiza și din cheltuieli de energie. Vedeți? Sunt niște lucruri elementare. Aceeași apă încălzită, dacă e prea mult, o pui într-un termos și o păstrezi mai târziu. Atâtea, atâtea sunt posibilități de a face economie, numai să dorim. Iar în momentul în care o să avem economie și banii care să economisăm, nu o să dăm, să spunem așa, la distracții, dar o să-i punem acolo undeva, să spunem, cei ce am economisit în continuare îi păstrăm pentru a face lucrări mai complexe. Uh, pe parcurs există anumite granturi la anumite organizații obștești care pot să vă ajute, de fapt, să faci anumite lucrări mai complexe și atunci îți veți nevoie de o contribuție care poate să fi 20, 30, 50%. Și atunci, dacă dumneavoastră sunteți pregătit cu aceste 50%, wow, v-ați rezolvat o problemă energetică în cadrul casă dumneavoastră, care după asta răscumpărarea ei o să fie imediat. Așa voiam să vă zic că am fost într-o călătorie și am văzut în, în acea țară că sunt foarte multe geamuri din lemn, deci ca să păstreze cumva arhitectura orașului, dar totodată, în interiorul caselor, nu erau 25 de grade Celsius pe timp de toamnă-iarnă și aici este și ideea că noi putem rămâne, probabil, dacă nu avem suficiente resurse cu acele geamuri, dar totodată să ne deprindem organismul cu o temperatură optimă, pentru că din câte și voi postați pe, pe pagina voastră, cumva Seara este și benefic să avem uh, un, uh, um, o temperatură de 16 grade, chiar era scris la voi, uh, ceea ce stârnește, iar din nou multe întrebări, pentru că oamenii se tem să fie uh, presați, se tem să li se ia, uh, de exemplu, o careva, un careva confort despre care ați spus și voi. Aici aș vrea să dați careva detalii, ca oamenii să nu se teamă. 16 grade, bine, vorba vine, pentru că fiecare om își are propriul confort termic. Unii oameni au și anumite probleme de sănătate, sistemul hormonal la oameni funcționează diferit. Da? Deci nivelul de confort este diferit de ceea, să zicem, 16 grade, poate nu este tocmai potrivit. Uh, și noi am formulat în postarea noastră că pe noapte putem să dăm cu 2 grade mai puțin decât în timpul zilei. Da, și o temperatură optimă în timpul zilei Ar putea fi 19-20 de grade Altceva că este într-adevăr o, o, o caracteristică culturală la noi Să umblăm dezbrăcați prin casă da, și, și asta vine și din uh, În Rusia este la fel Deci cumva am fost uh, uh, e, e în zona Așa o uh, On obicei, să, să, să ne încălzim atât de bine încât să ne permitem și iarna să umblăm dezbrăcați. Ori în țările europene o să observăm că oamenii, de fapt, nu că ar umbla în, în cojoc și în pâsile pe acasă, dar ei sunt îmbrăcați suficient de potrivit pentru sezonul de, de iarnă. Și, apropo, vreau, vreau să povestesc o mică amintire. Eram cu studentă Uh, și aici în Chișinău era foarte cald la noi în casă și m-am dus la, la o verișoară de-a mea care locuia într-un alt oraș unde nu era încălzirea atât de potrivită, ca, atât de bipună ca, ca la Chișinău. Uh, și era mai frig decât la mine acasă. Și eu tot umblam și mă zgribuleam și mi-am am zice, hai nu te... Uh, fărma atâta că, că ți frică. Ai venit aici, da, cu, cu, cumva cu aer de la oraș. Dar mie, într-adevăr, mi era frig. Oamenii de acolo erau obișnuiți cu acea temperatură. Pentru ei era o temperatură absolut normală și nimeni din casă nu se zgribulea pentru că ei erau obișnuiți cu ea. Pentru mine, pentru că m-am obișnuit cu o altă temperatură, era frig. De aceea, cumva, concluzia mea atunci a fost că Confortul nostru termic depinde nu doar de starea sănătății noastre, dar și de, de, de obiceiurile noastre. Deci noi am putea, într-adevăr, să mai scoatem din, din temperatura camerei și să ne obișnuim cu ea, să ne se pară absolut normal. A, 16 grade s-ar mai mult perioada de somn. Ai o plapumă, bună care te, sub care tu stai și atunci tu ai căldura corpului să menții sub această plapmă, iar capul respiră, nu, te, nu un aer uscat, dar un aer ok, ca tu poți să avea un, un somn liniștit și bun. Aici este ideea. Este un articol, bine, noi n-am scris eu articol, este un articol scris de Vicislav Iuninț, mai recent, vreo săptămână urmă, și el acolo scrie cum el și-a micșorat 40% cheltuielile pentru încălzirea la gaz. <coughs> în același timp, el menționează la dâns un articol faptul cealaltă, că el o căutat și a comparat cu alte ierni, da, care au fost la fel de blânde ca acum, și față de iarnă la fel de blândă, au micșorat consumul de gaz cu 25%. Ce a făcut el? El, în cazul lui, pur și simplu a pus niște Uh, un echipament inteligent care singur reglează termostatele în casă și ce se întâmplă? Adăsul când îi pleacă de acasă, se micșorează, se oprește, temperaturile se lasă, haideți să spunem așa, că să nu fie, uh, nu se încălzește, dar se micșorează temperatura. Înainte de a veni acasă, temperatura se ridică la cele 18-20 grade, noaptea scade la 16, se reglează toate, toate procesele acestea. Ca rezultat, datorită acestui, acestui spunem, echipament inteligent, da, el a ajuns să facă aceste economii masive la dânsul, plus pe lângă toate, a micșorat temperatura în cameră în urma unor discuții familiare cu un grad, da? adică confortul termic cu un grad. La confort termic noi bărbații față de femeie avem diferit. E 1-2 grade confort termic. Dacă mie mi-ar fi ok la 18 grade, presupunem, da? Cătălin, în dat, mult posibil, ar trebui 19-20. Aici așa apare acest disconfort cu spune, Dar și care e problema? Unii tu sunt și celălalt spune, nu că ne-ai frică. Iar că aici trebuie, găsit această parte de compromis, pentru. Dar uitați să avem un exemplu făcut de către un analist care uh, a analizat și în timp, adică că nu numai iarna asta, în timp a analizat și a, a putut să demonstreze că uitați este posibil. Deci, pur și simplu, trebuie cumva inteligent să mergem către asta și să facem consecutiv ceea ce, ce ne putem permite. Pentru că unul își poate permite să cumpere echipamentul, altul își poate permite să cumpere folie, altul schimbi becuri. Începem cu ceea ce, ce nu putem permite. Și încerc ușor, încerc ușor. Uh, mărim, mărim de eficientizare. Apropo, la noi, la sediu, factura a, scăzut semnificativ, chiar și fără compensații față de anul trecut. Uh, cei drept, noi am, în anii precedenți, am făcut toate greșelile posibile de pe planetă. Uh, am invitat colegii de la Renașterea Rurală să vină cu echipamentul și să ne spună pe unde pleacă căldura din, din clădire. Uh, și după aceea am deja am făcut tot ce, ce am putut cu, la, la momentul de față. Uh, Caloriferele de tip vechi sunt acum noi. Uh, pe urmă caloriferul stătea, era poziționat chiar sub pervaz și toată căldura mergea direct în pervaz, pervaz de ce a fost decupat pervazul și a fost instalat un fel de uh, ca, ca un reșou, nu știu cum să zic, pe, pe unde pătrunde căldura în, în, în căpere. Uh, am mutat uh, regimul la, la regimul de, de iarnă. Deci este cu totul altfel acum la noi în, în cabinete și am, am reglat și cazanul de uh, termic. Da, uneori Унівар konка даkem температуралаказа, staе бенефинівар. но jestšaкала температурей. poate să ducă la un consum excesiv, dar uh, să nu se schimbe nimic în privința confortului. Deci aia trebuie să consultăm, în primul rând, în dependență de cazan, pentru că sunt foarte multe modele, trebuie să consultăm un specialist în domeniul care să ne spune, pentru cazanul este, este ok să mențineți, de exemplu, în jur la 40 grade, 42. În cazul altul, o să vă spui mai puțin, o să vă spun independența dependență de temperatura de afară, cum să reglați temperatura, așa, ca să nu aveți cheltuieli suplimentare, pentru chiar dacă în la 60 de grade, nu se schimbă nici, o să fie fix ca la aceleași 40. Doar consumul și un, și un, Da, doar consumul crește. Da, unica și schimbă asta consum. Consumul de gaz crește. De ce în cazul respectiv, pur și simplu, să dai un singur sfat este greșit, pentru că sunt multe tipuri de cazale. În cazul dat este bine să consulti un specialist care poate să dă niște sfaturi independență de cazan, ce temperaturi și cum poate să le reglezi în de situația de temperatură de afară. De, și așa. izolarea casei, apropo, tot contează mult, pentru că sunt case în care dacă e izolată bine atunci și normal că o să fie anumit reglaj, în cazul în care nu este izolată, să alte reglaji. Deci... Dar ce facem atunci când suntem la bloc și avem încălzire centralizată? Pentru că personal înțeleg că este o temperatură prea mare și atunci când vrei să aerisești casa, ești nevoit să deschizi geamul și toată căldura, ești conștient că iese pe geam, ceea ce duce o daună nemaipomenită naturii. În așa caz, care soluții ar fi? E așa o problemă cu, cu asta centralizată cu părere de rău, eu uh, nu sunt în domeniul respectiv, nu am uh, cunoștințele corespunzătoare. Acolo sunt mai multe, ele, cu părere de rău, în unele cazuri, este posibil ceva de a interveni. În alte cazuri, numai de schimbat deschimbat uh, pe tot blocul uh, un alt tip de circuit a și numai atunci o să fie posibil să să faci schimbări, dacă el e încălzirea autonomă. Uh, nu autonomă, dar... da. Uh, da, da. Uh, deci, cu în caz dat unic, și pot spune, aici trebuie să vă expui un alt expert, dar în independență de situația la, la blocul este. Adică să dau acum un sfat, eu nu pot, adică în primul rând, de fapt, nu am cunoștință în domeniul respectiv. Doi, de la caz la caz, sunt diferite situații care trebuie de la început să fie examinate și apoi dat un răspuns. Da, aici deci eu... putem doar să, să cu recomandări pentru apartamentele în care este un pic mai frig așa pe ales sunt blocurile cu pereți din beton mai subțiri, atunci putem să încălzim încăperea cu 1-2 grade dacă punem o instalăm o folie reflectorizantă în spatele caloriferului și regulăm geamurile la temperatură la regimul de iarnă sau izolăm cu ce avem noi la dispoziție. Asta ar fi inclusiv soluții. dacă pereții blocului locativ nu sunt izolați sau sunt izolați, presupunem. Dacă nu se izolați, puteți să vă izolați singuri în exterior sau în cazul în care sunteți izolați în exterior, dar au fost izolați, nu cu acea acel material sau acea grosime, necesară, puteți să faceți o izolare suplimentară în interiorul camerei, da, pierdeți puțin din spațiu, dar cel puțin vă creați asta e foarte important în, în acele apartamente care se află la colțurile mai ales clădirii, da, care în colțuri, acolo sunt unele din cele mai Și cele care s-au plasat spre nord. E că este să cele apartamente în care această uh, izolație interioară uh, o să, o să ridice confortul termic. Da, apartamentele care sunt la parter neapărat, e bine să fie covoare pe jos, să fie izolarea bună de, de jos. Și cam, cam, da, deci partea de apartamente e mai, dacă e vorba de încălzire centralizată, nu sunt foarte, foarte multe recomandări. Dacă sunt centrale termice, atunci, da, atunci mai, mai vin recomandări precum aveți grijă temperatura apei, da, pentru spălatul mâinilor, pentru... Deci să, să ridicăm temperatura apei doar atunci când mergem să ne facem o baie, un duș, în rest să fie la minim pentru că cel mai mult o centrală termică consumă anume pentru încălzirea apei. Și foarte puțin dintre noi știm acest lucru. Pornim la 50, la 60 de grade și ne, ne frigem mâinile, reglăm, pierdem timp să reglăm și așa mai departe. Ori dacă ar fi la un 40 maxim, ar fi destul de potrivit. Și economia ar fi una semnificativă. Pe urmă, cel mai mare consumator de energie electrică din casă este frigiderul. Și el consumă și mai mult dacă este lângă aragaz sau lângă o altă sursă de de căldură. Este bine să știm lucrul ăsta. Tot frigiderul consumă mai mult dar dacă el este gol. Deci sunt, sunt, multe, multe recomandări pentru a face economii în locuințe. Așa. Vreți să le aflați? Intrați pe pagina Ecologic Economic de pe Facebook. Dar, din păcate, oamenii confundă aceste informații utile care ne îndeamnă să economisim cu subiectul politic. Că de ce eu trebuie să economisesc dacă statul poate să-mi dea mai multe compensații? Vreau să discutăm acest subiect și să vedem de ce, totuși, indiferent de statutul nostru economic, este bine ca fiecare să economisească. Statul a venit. În acest an, cel puțin cu o rugăminte ca oamenii să renunțe la anumite, la un anumit confort. Și, evident, că omul protestează. Uh, evident, că apar rezistențe la, la aceste propuneri. Uh, Silvio a zis la începutul emisiunii că eficiența energetică nu înseamnă să renunți la un confort, înseamnă să faci anumite investiții pentru ca ulterior să fie. Uh, un raport bun între confort și, și un consum mai mic. Uh, noi suntem organizații de mediu. Mesajul nostru tot este să fie mai puțin consum de energie termică, electrică, care să fie în beneficiu mediului. Da? Interesul nostru este totuși beneficiul mediului și, evident, că și noi suntem oameni și nu primim facturi acasă, și pentru noi tot este important să achităm mai, uh, mai puțin. Și atunci mesajul nostru cu mesajul care vine din partea statului, aici se întâlnește: Haideți să consumăm mai puțin, doar că venim și cu uh, recomandări practice uh, legate de eficiență energetică, care să-i ajute pe oameni să, să facă acest lucru, dar noi ne dorim foarte mult ca oamenii să, să nu vadă în, în economisire doar acest aspect economic. Noi foarte mult ne dorim ca oamenii să vadă că economisind o să reducem din impactul asupra mediului. Știu că nu este un subiect interesant de multe ori protecția mediului pentru omul care trebuie să-și hrănească familia în primul rând. Da? Nu, nu protecția mediului este o prioritate în perioade de crize, dar ne dorim foarte mult ca oamenii totuși să se gândească la viitor și să ia acest aspect în calcul. <coughs> noi lumea să deprins din perioada sovietică, pentru că foarte mulți protestează Asta persoanele care nu au văzut un alt tip de trai față de tineretul foarte mult din tineret care i-a plecat peste și văd un alt aspect. Protestează foarte mulți dintre cei care s-au deprins că era cândva Sistemul este centralizat sovietic și acolo s-au toate întrebările. De fapt, menirea unui stat este să creeze anumite politici pentru mediul privat, care au poate să dezvolte, da? De fapt, nu-i scopul lor nou să ne dă compensații, scopul lor este să ne creeze o legislație care să ne permită nou să fim protejați. De exemplu, să înțelegeți corect. Dacă ar fi o lege cu privire la pașaportizarea energetică a clădirilor, întrebarea noastră azi cu încălzirea la blocuri locative ar dispărea. Pentru că în cadrul unui pașaport ar fi anumite normative care ar trebui să fie îndeplinite de către constructor. Dacă el n-ar fi îndeplinit, automat putem să-l dăm judecat pe constructorul respectiv pentru daunele noastre, inclusiv morale. Înțelegi? Și atunci nu s-ar găsi atâtea obiecte construite de proiectanți conform unui proiect, care ok. Însă el nu corespunde la anumitor normative energetice, de exemplu pentru că sunt foarte multe nuanțe de Deci, noi, pe noi interesează ca uh, fiecare să facă treaba lui, da? În cazul nostru, eu mai tare aș preda ca mai, mai repede să fie pus în aplicare aceste pașapoarte energetice. Și atunci noi, de fapt, de la sine o să rezolvăm întrebarea cu situațiile este legate. Pentru că atunci, având niște... Bine că am pus accentul pe pașapoare, nu e numai asta. Noi avem mai multe. Noi avem și alte probleme care ar putea să le rezolve ceeași legislație la noi cu anumite uh, produse, da? inclusiv înlocuirea lor, creșterea anumitor plante care nu, nu se permite sau... Uh, înlocuirea. Noi avem mic hansu care poate să înlocuiască, de exemplu, încălzirea cu brichete, da? Adică așa am putea să facem. Noi avem, avem, avem mai multe posibilități și nu ne trebuie pur și simplu legislația nouă să ne permit. Să de re reglementeze și noi mai departe mediul privat o să fac treaba. Sau de pe loc, sau o să importe. Aici noi o să ne clarificăm. Iar pe -o, partizată, o să ne permită să mă apere pe mine ca cetățan în privința unor scroci care ar putea să ne vândă ni ceva frumos pachetat, dar de fapt în realitate un produs foarte ieftin și necalitativ. Deci, așa că vreau, vreau aici. Da, cu părere de rău, la noi foarte mult lumea uh, să se concentrează pe cei care trebuie să fie cineva care să răspundă de toate. Și atunci cel mai ușor să învinuiești statul, că el e vinovat de toate, dar până la urmă trebuie să înțelegem că economia uh, economisirea, asta nu e ceva rușinos. Pentru că la noi a spune economisat, asta înseamnă că cine eu nu-mi pot permite, Doamne fericiți, eu îmi pot permite, chiar dacă nu-mi pot permite, eu îmi pot permite. Și atunci chestia asta, și index e scris, economisare, înseamnă a cheltui cu chipzuială. Deci, Asta înseamnă că tu trebuie rațional să faci un anumit calcul înainte de a face aceste cheltuieli, da? Și respectiv ies că noi ar trebui să ne învățăm tot a economisă. Indiferent că acum este criză, mâine nu o să fie criză, trebuie să ne învățăm a economisă. Nu în zadar la strămoșii noștri a scris. Plantează un copac, să o fântână, construiește o casă. Da? Deci era o logică. Copacul și ala trebuiește, fântâna și trebuiește, și casa unde să stăiește, tot trebuiește. Deci, respectiv, și în ziua de azi, noi trebuie să punem în practica noastră și să înțelegem că există o consecutivitate, să nu ne temem să spunem că eu economisesc, dar să ne mândrim. Și asta trebuie să devii un fel de trend în Moldova în care spune că eu am mai mult ca tine. Și apropo, în mm -hmm. spotul la noi este chestia asta că da, când da, da. ne-a profil parcă e cel mai experimentat și așa undeva a greșit. Cum așa? Vecinul lui pe care l-a învățat el a făcut mai bine ca dânsul economie. Deci lucrul ăsta vreau să-l accentuăm. Că plus la, la în primul rând că trebuie să atrazi atenție și să auzi cu ce tu poți face economii, Și doi, Tehnologie permanent avansați Asta înseamnă că dacă mâine apare ceva mai eficient, ar fi bine să investim acolo. Ceea ce noi putem să asta să economisăm. Și pe final, ca să rămânem motivați cu toții, inclusiv ascultătorii noștri, vreau să ne spuneți ce rezultate s-au obținut de la începutul spoturilor, da, publicării lor în cadrul campaniei ecologic-economic. Uh, inițial noi voiam să să, ca aceste spoturi să ruleze cu reclamă, dar spre surprinderea noastră, bine, noi știam că oamenilor o să le placă, pentru că e vorba de niște personaje vii, personaje interesante, este umor acolo, dar totuși a fost peste așteptările noastre, au, au început, lumea a distribuit, a distribuit masiv, și deocamdată noi le lăsăm fără reclamă pentru bine pentru, uh, pentru că merge bine și așa. Se vede că oamenii au nevoie de aceste informații uh, și dar cred că o să, o să ulterior o să contribuim și noi puțin pentru ca să, să știi cât mai mulți oameni. Uh noi suntem bucuroși că videourile sau așa multe zeci de mii de vizualizări. Păcat că pagina nu crește cu același, <laughs> cu același ritm. Videourile sunt o părticică din informația care poate să ajute. Și atunci ar fi bine ca lumea, în afară de fapt că a văzut videoul, să acceseze pagina și acolo să informeze cu informațiile suplimentare care sunt și care pot să-i ajute. Iar în cazul în care nu găsesc răspuns la o întrebare, pot scrie sau la Asociația Jurnaliștilor sau chiar pe pagina ecologic, economic. poți să scrie nouă la renaștere rurală. Și noi cumva, dacă avem experiențe și expertiză și oameni care pot să vă ajute, o să vă răspundem. Dacă nu, o să vă direcționăm către o organizație sau un expert care să vă poată cumva în urma, în continuare, să faci anumite economie acasă. Dacă considerați că și noi facem undeva este greșit, Comentați și noi o să încercăm un dezbatere, să vedem cine are dreptate. Apropo, zilele următoare o să mai apară un spot. El nu este comic, este unul foarte practic, un tutorial video despre cum să facem uh, anumite uh, activități de eficientizare energetică a locuinței. Uh, vă invităm să, să vă uitați și, da, uitați-vă pe pagina noastră. Uh, noi vrem foarte mult să mulțumim Suedei pentru suportul lor, pentru că este una dintre... Nu știu, este o țară care investește foarte mult, anume în, în ecologie, în mediu. Și inclusiv în împădurirea Republicii Inclusiv lor. în împădurirea Republicii Moldova. Eu nu știu ce altă țară a investit atât de mult în Republica Moldova, anume pentru mediu și fac același lucru și la ei în țară, deci... Ar fi de o țară la care ar fi bine să ne uităm, da? să, să studiem ce fac și la ei pe, pe loc, să luăm exemplu, pentru că, nu știu, mie mi se pare fascinant ce fac ei. Și dacă chiar ieșim din iarnă, oricum urmăriți ecologic, economic, pentru că scopul lui nu e numai să ieșim din iarnă, scopul lui scriem un mod de viață, prin intermediul căruia noi să putem a eficientiza activitățile noastre și a ne păstra bugetul pentru a călători la urma urmei și a ne odihni. Da, și pregătim sanie din timp, vara sunt foarte multe lucruri de făcut uh, pentru a eficientiza energetic locuințele noastre, vara se instalează panouri solare uh, și pe pagina noastră găsiți materiale care explică pe pași cum se face acest lucru, avem și un calculator pe care l-au făcut colegii noștri care o să-ți spună estimativ cât o să te coste anume pentru locuința ta această investiție, în cât timp se recuperează și așa mai departe, deci uh, sunt și vara foarte multe lucruri de făcut. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați fost aici astăzi alături de noi și ne-ați comunicat atâtea informații utile. Mulțumesc! Plăcere. Mulțumim! Dragi prieteni, astăzi am discutat despre eficiența energetică a caselor noastre, și cu noi alături au fost Silviu Răcilă, membru fondator Asociația Obștească Renașterea Rurală și Cătălina Molodoi, director de dezvoltare Asociația Jurnaliștilor de Mediu. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de minunată. Pe curând!